Cu două săptămâni înainte de reluarea campionatului, Mușcelul Câmpulung continuă seria de jocuri amicale din această perioadă precompetițională, în vederea închegării și omogenizării unui prim 11 competitiv. În acest sens, Alexandru Popovici a reușit să antameze mai multe partide de pregătire cu adversari cât de cât egal din punct de vedere valoric. Astfel, în ultima partidă de verificare disputată sâmbătă pe terenul sintetic din Mioveni, Mușcelul Câmpulung a pierdut la limită, scor 1-2, în fața echipei secunde a galbenverzilor, echipă pregătită de Iordan Eftimie. În ciuda eșecului, mușcelenii au început mult mai bine jocul și în două rânduri, Mazarache a trecut pe lângă deschiderea scorului. Și așa cum se întâmplă de obicei în fotbal, când ocaziile se răzbună, gazdele au profitat de o neînțelegere a apărătorilor mușceleni și au deschis scorul spre nemulțumirea lui Alexandru Popovici. Până la pauză, tot echipa din Mioveni a fost mai periculoasă, incursiunile pe benzi ale atacanților gazdă, punându-i în dificultate pe fundașii mușceleni Băduleanu și Leca. În partea a doua întâlniri, Alexandru Popovici a făcut mai multe schimbări în echipă, iar jucătorii intrați parcă au dat dovadă de mult mai multă prospețime în joc. Din nou, Mazarache a fost la un pas să restabilească egalitatea. Mingea centrată perfect de pe partea stângă de Chira a fost trimisă acrobatic cu capul de atacantul mușcelean, însă portarul echipei din Mioveni a reușit să respingă cu un ultim efort. Până la finalul jocului, gazdele mai înscriu o dată, ducând scorul la 2-0, în urma unei faze școală de contraatac, mușcelenii reușind să reducă din handicap câteva minute mai târziu prin Miloș. În ciuda eșecului înregistrat, Alexandru Popovici nu părea supărat pe elevii lui, tehnicianul mușcelean fiind mai interesat de relațiile de joc, cât și de creionarea unui prim 11 cu care să atace returul de campionat, care va începe în mai puțin de două săptămâni. Sâmbătă, la amicalul de la Mioveni dintre echipa locală de Liga a 4-a Dacia 2 și Mușcelul Câmpulung, scor 2-1, elevii lui Alexandru Popovici au fost vizitați de fostul lor coleg Adrian Tănase, transferat între timp la echipa ialomițeană Viitorul Axintele. Fost golkeeperul mușcelean a profitat de câteva zile libere primite de la noua lui echipă și nu a ezitat să se oprească la Mioveni pentru a saluta foștii colegi de echipă. Adrian Tănase a apărat poarta noii sale echipe în ultimul amical disputat la mijlocul săptămânii trecute în compania formată de Liga a 2-a a Seberceni, încheiat cu victoria echipei ialomițene cu scorul de 2-1. Revenit la antrenamentele echipei după o pauză de mai bine de două săptămâni, Simon Mazarache a început partida amicală de sâmbătă de la Mioveni din postura de titular. În ciuda faptului că nu s-a antrenat cu echipa din cauza unei gripe rebele, atacantul mușcelean în vârstă de 22 de ani a manifestat o mare poftă de joc, fiind principalul pericol pentru fundașii adverși, asta în ciuda faptului că Simon nu a reușit să înscrie. În minutul 75, Mazarache a părăsit terenul de joc din cauza unei accidentări, antrenorul Popovici oprindu-l pe atacant să mai continue, înlocuindu-l cu Georgian Genaru.